Dacă în viața de zi cu zi își fac cumpărăturile din supermarketuri, de sărbători românii preferă produse bio. A devenit o adevărată modă în România ca masa de Paște să fie umplută de produse tradiționale făcute acasă sau cumpărate de la târgurile de specialitate. Românii au cu asalt târgurile cu produse tradiționale înainte de Paște. Oamenii spun că pâinea și șunca de casă nu se compară cu cea din supermarketuri. O să puneți pe masă produse tradiționale? Numai tradiționale și numai făcute de casă. Produse tradiționale românești sau din supermarket? Câteodată. Tradiționale? Da. Și de ce? Că sunt mai bune? Mai sănătoase. Tot mai mulți români preferă să pună pe masa de Paște produse tradiționale, așa că vânzările producătorilor cresc în aceste zile. Cred că asta a fost și unul dintre motivele pentru care lumea s-a aprovizionat destul de substanțial. Calitatea, gustul autohton și lipsa chimicalelor determină oamenii să aleagă alimentele tradiționale. Sunt numai produse curate, nu este amestec cu nimic, ai lapte curat de capră. Și bun și sănătos. Prefer produsele 100% naturale. Și nu numai de Paști, și zi de zi. Acum, când e vorba de partea de cașcaval și alte minuni, le cumperi. Deși produsele tradiționale sunt mai scumpe, s-a înregistrat o creștere semnificativă pe piața de produse bio din România. Tot mai mulți români pun sănătatea pe primul loc atunci când își cumpără alimente atât pentru consum zilnic cât și pentru sărbători.